Având în vedere că nu am găsit niciun astfel de review pe internet legat de acest termos Pierre Lamard, am hotărât să fac acest filmuleț. Așadar, am achiziționat un termos micuț pe care să-l pot folosi în buzunarul de la rucsac și să nu fie incomod. După cum am spus, marca Pierre Lamard este un termos cu pereți dubli, este din oțel inoxidabil, are și un buton foarte interesant ce permite consumul lichidelor, o să vă arăt imediat, are acest picior de cauciuc. După cum observați, este din oțel, pereți dubli, ar trebui să păstreze temperatura optimă câteva ore, indiferent că aveți un lichid cald sau rece, acesta este butonul cu ajutorul căruia consumați lichidul din interior, turnați sau puteți bea, deoarece are acel orificiu foarte interesant, special creat pentru a consuma lichidele direct din acest recipient. Astfel arată înăuntru, are o capacitate de 450 de mililitri, înălțimea este, după cum v-am spus, moderată, are 25 de centimetri, fiind un termos ideal pentru a fi purtat în rucsac sau în buzunarul lateral al acestuia. Acesta este butonul foarte interesant ce permite accesarea lichidului. Cu un simplu click pe acest buton puteți bea direct din termos, nu trebuie să mai ridicați capac sau să desfiletați. L-am testat, nu curge, păstrează lichidul rece, l-am testat undeva la 3 ore și apa a rămas la fel de rece. Deci pot spune că este un termos bun pe care să vi-l recomand. Acum depinde, sper să nu aveți ghinion și să nimeriți unul defect. În orice caz, cel pe care l-am testat aici este perfect. Păstrează apa rece, cel puțin asta am testat eu. Nu curge, este micuț, ușor de transportat în oraș, ținându-l în buzunarul rucsacului sau în interiorul acestuia. Prefer în buzunar pentru a fi sigur că totuși nu va curge acel lichid, nu se va apăsa eventual butonul sau alte chestii de genul acesta. Așadar, acesta este termosul Pierre Lamart. Dacă aveți nevoie de ceva micuț, simpatic, să arate bine, să-l puteți accesa foarte, foarte ușor și să puteți bea direct din el, vă recomand un astfel de produs. Plus că are un super preț pe eMAG, l-am cumpărat de acolo, undeva la 40 de lei, dacă nu mă înșel în acest moment. Așadar, concurează foarte, foarte bine cu termosul de la Tefal, fiind acela având un preț dublu. Mulțumesc pentru vizualizare, un like, un share, un subscribe. Mulțumesc!